și am decis să ieșim puțin cu bebe afară, fiindcă era foarte mucturos și am profitat că, vedeți, e soare pe afară, comparând cu restul zilelor, când era ploios și urât. Și apoi o să încercăm să mergem la piață, să vedem dacă e deschisă, că piața de lângă noi era în renovare ultima oară. Mai ce eram la poștă și vă ziceam, mă rog, lângă poștă, luam o cafea și vă ziceam că e coadă mare, că e frumos afară și că ne mai plimbăm puțin. Am reușit fix jumătate de oră să ne plimbăm, că după aceea, bineînțeles, că s-a suit vremea din nou cu fundul sus, ca după aceea, acum să fie soare din nou. Deci, da. Weather these days. În altă ordine de idei, v-am zis că a fost evenimentul acela cu Girovital. E un eveniment online, dar era practic un curs de yoga. Eu nu mă dau în vânt nici după yoga, nici după pilates. În schimb, faptul că am făcut niște sport m-a făcut așa, parcă să simt nevoia să fac din nou sport cum făceam acum un an și ceva înainte să rămân însărcinat cu ăsta micu. Eu mai am și abonament la sală, dar cine mai reușește să se ducă când trebuie să stau cu el, că Ovidiu muncește. Dar măcar mă gândeam așa că poate mâine dimineață, azi am mai făcut și niște exerciții cu niște greutăți și mă gândeam că poate mâine dimineață o să mă duc la alergat prin Parcul Tineretului. Da, să mă duc undeva super dimineață, înainte să se trezească el pentru micul dejun, deci înainte de ora 8:30, cam așa ceva. Și poate îmi refac un obicei, fiindcă vă ziceam că mă duc și la chestia aia cu Venus Legacy pentru zona de abdomen și trebuie să beau mai multă lichide și să fac și sport și să mănânc și sănătos ca să se vadă rezultate optime. Și mă gândeam că poate treaba asta cu sportul, cu alergatul, ar veni mânușă. Ce să vă mai zic despre treaba aia cu Venus Legacy, că poate sunteți curioși. Luna asta, mă rog, nu știu exact când o să apară acest clip, la cum sunt în urmă cu el, cel mai probabil nu o să apară luna asta, dar în această lună au avut o promoție în care cumpărai 8 ședințe, cred, de Venus Legacy și primeai și 8 ședințe de presopunctură sau ceva de genul ăsta, nu știu exact, n-am înțeles fiindcă nu m-am dus încă la ele, dar e pentru drenaj limfatic și something like that. Eu mi le-am cumpărat cu cele 8 ședințe, le-am primit și pe alte gratis, nu știu exact când o să mă duc să le fac, o să mă duc la un moment dat. În schimb, mi le-am programat pe astea 8 ședințe, așa, în fiecare săptămână, că trebuie făcute la 7-10 zile cel mult, cel târziu, să rămână 7-10 zile între ședințe. Momentan am făcut 3 ședințe, așa, și parcă ar începe să se vadă și niște rezultate. Mai mult pe stimularea de colagen, că v-am zis că după sarcină, fiindcă am avut burtă foarte mare și foarte mult lichid până în ultima zi, mi s-a întins pielea la maxim, adică am făcut și o dehiscență de mușchi trepți abdominali, însemnând că mușchii mei, abdomenul, mușchii abdomenului, care sunt doi mușchi uniți între ei printr-o bandă de țesut conjunctiv, s-au îndepărtat unul de altul atât de mult, încât banda aceea de țesut conjunctiv s-a cam întins foarte tare. Iar acum, în momentul de față, când mă ridic sau când fac un efort la nivelul abdomenului, se face așa un fel de ridicătură între. Dar e o diferență, că nu este hernie. Deși mă gândesc că poate la următorul copil o să ajung și la hernie, din păcate, fiindcă pereții ăștia se tot slăbesc. Dar vedem atunci. Treaba asta cu dehiscența de mușchi drept abdominal este destul de comună. O să încerc să vă pun și o poză pe aici, dacă ajută cu ceva treaba asta, dacă găsesc, dacă țin minte. Și nu prea se poate corecta decât chirurgical, dar nu se corectează chirurgical decât în cazuri severe în care se ajunge deja la hernie. Sau foarte, foarte lax și nu mai poți să mai păstrezi niciun fel de postură și chestii de astea, din câte știam eu, posibil să mă înșel. Dar eu n-am nevoie totuși de așa ceva. În schimb, pe partea de colagen ajută destul de mult acest Venus Legacy și am zis că o să ajut și eu procesul să-mi revină pielea și tot la capacitatea ei inițială, că nu-mi place să arăt scofâlcită acolo. Sună dubios, dar da, fiind destul de multă piele, se strânge așa într-un mod mai dubios și sper să rezolv după astea 8 ședințe măcar această problemă. Eu stric pentru treaba asta, că pentru partea de slăbit, deși ajută în teorie și la partea de slăbit, vacumul acesta, eu nu mă bazez pe asta la partea de slăbit, eu sunt mai conștientă că trebuie să lucrez din dietă și din sport, mai mult la capitolul ăla, dar vreau pe textura pielii, sper să mă ajute cum trebuie, să fie ce trebuie.
O să revin cu păreri după toate cele 8 ședințe, ca să vă zic ce și cum. Îmi pare rău că nu am făcut poze before, mi-au făcut acolo, înainte de prima ședință. Și o să-mi fac și probabil după ultima ședință, să vedem ce au fost, cum au fost, cum vor fi, practic. Dar da, sunt entuziasmat așa, de fel. Da, mama, da, spune, ce dorești? Iar mai pe seară o să vă arăt și acea cutie imensă ce conținea. V-am zis acum câteva zile, înainte să mă duc la mare, despre cutia imensă. Este un slow cooker și am dezghețat un mușchi de porc, fiindcă vreau să fac o rețetă cu pulled pork și nu știu exact dacă să fac cu arome în stil mexican sau cu arome în stil asiatic, că mai vreau să mai fac și o rețetă cu pui. Deci, da, uitați-vă la mine pe Instagram, găsiți acolo rețetele, cel mai probabil vor fi cu siguranță deja afișate rețetele astea. Și vreau să fie pe partea de sănătos, să fie sănătoase, să ajute. Și în partea cu slăbirea și, mă rog, vedem. Vedem câtă bere pun în el, da? Mă rog. Cam asta ar fi pentru moment. Eu o să vă arăt slow cooker-ul, o să vă spun și despre el câte ceva. Și după ce-l folosesc, o să vă zic și dacă sunt mulțumită sau nu de el. Și, da, ne auzim ceva mai încolo. Mă, nu mânca. Nori ăștia pe sistem turbo. Încă o pietonală la bulevardul Kiselev, cred că e asta, nu? Deci mă jur că în momentul acesta, nu știu dacă ați văzut emisiunea aia cu Edet și Edi. Desenele animate acum 20 de ani. Da. Dar era un episod acolo în care zicea, ploi de vară, sunt imprevizibile, în timp ce ei strângeau, sper să nu s-audă vântul. În timp ce ei strângeau ziare de pe jos sau ceva de genul. Cam așa e și acum. Acum ți-e cald și vrei în tricou, acum ți-e fric și te plouă și te bate vântul și de toate astea. Nu știu cum să te acoperi. Da. Dar partea bună este că pietonala asta, Kiselefu, e complet gol. Și acum căutăm un loc unde să ne aciuăm și să-i dăm mâncare la baby. Sunteți bine? Da, super. Sunteți bine? A, vrei. Bineînțeles că am prins cea mai dubioasă vreme posibil. Am mers pe jumătate pe ploaie, dar am oprit la French și am luat nouă lor eclair. Ia. Cu fruit rouge sau ceva de genul. Nu mai știu franceză, ai din cap. Pleacă, du-te, fugi. Deci, acum că am ajuns acasă, pot să vă prezint această minunăție. Și să-mi explice și mie cineva până acum de ce nu mi-a trecut prin minte să-mi iau un slow cooker. Deci am făcut, îl vedeți în acest fel minunat, pentru că are un vas pe deasupra și încă un capac. Și alea au intrat direct la mașina de spălat vase, pentru că ieri am făcut, bineînțeles, un porc la slow cooker. Și partea mișto este că partea deasupra poți să o scoți și să o pui efectiv pe plită, ca să-l rumenești înainte și după aia îl pui aici și îl lași. Eu l-am lăsat 2 ore pe high și după aia încă 8 ore pe low. Adică practic m-am culcat seara și dimineața m-am trezit cu o minunăție de pulled pork. Găsiți pe Instagram pe acolo, probabil voi fi făcut vreun clipuleț cu el pe acolo, așa. Dar chiar mă întreb de ce nu mi-am luat până acum așa ceva. Este de la Morphy Richards. Este un brand care nu e foarte cunoscut la noi în România, dar e super mișto și super ușor, foarte, foarte ușor ăsta. Și nici nu ocupă mult loc, deci da, presimt că o să fac multe chestii. Mă gândesc dacă să-i fac și lui bebe ceva aici. Cred că ar merge bine. Da. Deci asta era în acel colet uriaș în care încerca pisica să intre săptămâna trecută. La noi, la nimenea. Aici așa este sport Euro Ungaria-Franța, acolo puiul stă și zdrângăne, după cum auziți. Pisica stă și miaună pe aici așa, roade telefoane.
Mașinile sunt puse la semnal. Sunt puse la semnal, Ovidiu. Sunt la semnal? Sunt la semnal, da. Păi bine, mă, că... Hai, Ungaria! Hai, hai Ungaria! Noi ținem cu Ungaria, că nu-mi place de gris banii. Da. Deci... ce voiam să vă spun este că știți că am avut acel curs de yoga. Ei bine, nu m-am mulțumit cu acel yoga, că mi se părea mie prea light, plus că jumătate din exerciții nici n-am putut să le fac. Eu nu înțeleg cât de extensibil, doamne, cât de elastice sunt anumite persoane, dar să-mi bag picioare, nu. Jumătate n-am reușit, o să mai încerc, dar nu e chiar pe stilul meu yoga. În schimb, m-am apucat din nou frumos de greutăți atunci, fix după yoga, că eram deja în echipament făcută cum trebuie, și am lucrat picioare, făcând fandări, genuflexiuni și genuflexiunile, bineînțeles că în loc de greutăți l-am luat pisebi când începea să se mărie. Deci am făcut genuflexiuni cu 10 kg. El era în extaz, absolut în extaz, și eu nu mai puteam de respirații. Și de atunci, două zile, asta e a doua zi când mă ține o febră musculară de trebuie să mă sprijin cu mâinile ca să pot să mă așez pe scaun. Și să nu vă zic, noi stăm la parter, avem 4 scări de coborât pentru a ieși pe ușa blocului. A fost cea mai solicitantă sarcină pe care a trebuit să o fac azi. Mă țineam cu mâinile de bară să urc 4 scări și să le și cobor. Și arătam, deci arătam ca o dezaxată, să-mi bag picioarele. Ovidiu era acolo cu căruțul, dacă n-a început să-mi facă de-a glume pe seama mea că am eu febră musculară. Numai glume de la așa, de și a bătaie de seară, știți? Ceva de genul ăsta. Deci da, asta este un semn că eu trebuie să revin la a face exerciții și la forma mea inițială. Chiar m-a apucat așa un boost de entuziasm din punctul ăsta de vedere cu exercițiile. Și sper să mă și țină, mă rog, când o să pot să fac din nou, pentru că în momentul acesta abia reușesc să mă așez pe scaun, dar aminte să mai fac exerciții, la picioare cel puțin. Și acum așteptăm să înceapă Sebi să se mofturicească, ca după aceea să-i dăm lăpticul, să se culce și să facem acel Q&A, fiindcă zilele trecute pusesem o căsuță, că facem un Q&A cu domnul Ovidiu aici de față, da, și cu pisica. Un Q&A despre, în principiu, politehnică, slash inginerie, slash partea de programare. Adică mai mult el să fie vedeta acelui Q&A, fiindcă... Nu, de ce o vedetă? Vedetă, nu vrei să fii, tu vrei să fii incognito. Exact. Fiindcă sunt mulți oameni care poate nu știu cum să se apuce și pentru cei care nu știu, Ovidiu nu a făcut o facultate de profil, adică... El a făcut inginerie în limbi străine sau ceva de genul ăsta. A muncit pe... Pe ce ai muncit, boss? Boss? Ce s-a întâmplat? Pe ce ai muncit tu înainte? Pe inginerie de care? Inginerie pe electric. Nu, am făcut automatizări. Automatizări de... Programare de controlere. Controlere. Ce vrei să faci acum Q&A-ul? Nu. Urmează. Deja am avut emoții. Da, mă rog, a făcut, eu nu știu, n-am nici cea mai vagă idei nici acum, deși asta m-a călcat psica. Ce am făcut? Știu doar cuvântul HVAC. Știu că erai cu temperaturile. Programare de controlere care reglează temperaturi și tot... Tacâm. Limba germană. Circuite și... logice și alte cuvinte de astea, da. Magnifice. De inginer. Și el a trecut de pe partea de inginerie, fără să facă o facultate în prealabil, pe partea de programare, adică JavaScript, pe HTML, front-end cu JavaScript și cu Vue. Așa, fiindcă Ovidiu crede că toată lumea știe ce e la un front-end developer. Eu dacă nu l-aveam pe el, UI. Da. Dacă zici... Ce vezi tu când te duci pe site, pe web? Bine. Da, atâta. Adică codează. Codează. Face linii de cod. Și... Linii. Da. Linii. Da. Melodia lui Doc. Și a făcut asta fără o facultate în spate. Fiindcă oamenii au impresia, mulți dintre ei, că pentru a fi programator trebuie neapărat să faci facultatea de automatică și calculatoare sau cine știe ce facultate de genul ăsta. Dar nu e adevărat. Poți să înveți, el a învățat singur acasă chestiile astea și i-a fost greu să intre
în treaba asta, în, pe latura asta, dar după un an, bum, 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 curg oferte și de asta zic. O să facem un Q&A despre chestiile acestea, fiindcă oamenii au pus întrebări. Dacă mai aveți și voi alte întrebări, lăsați-le aici, că o să mai facem încă unul, dacă aveți întrebări pe tema aceasta. Deși, slabe șanse. Așa. Și cam asta ar fi momentan. Deci pregătim bebelul, așteptăm să se mofturicească, ca să-i dăm biberonul și după aceea să-l punem la naniță și să putem filma în liniște. Și apoi poate facem curățenie, că nu știu dacă v-am zis, dar vine mama lui Ovidiu mâine pe la noi să-l vadă pe Sebi, că a ajuns în oraș și poi mâine la fel. La fel și trebuie să fie decent și la noi în casă, nu cu perne pe după cap. Nițisar. Da. Așa e frumos. Tocmai am realizat de fapt și de drept că eu am lăsat niște prosoape în mașina de spălat. S-a terminat programul acum 3 zile. Și încă nu le-am pus la uscat. Ai zis mai odată la spălat, nu deschizi. Mă deschid, dar trebuie să arunc o capsulă acolo să mai spălă. Da. Da, noi ne auzim puțin mai încolo. Cred că ăștia de la Aptamil sau Humana sau ce băgăm noi acum în copilul ăsta bagă și cofeină în lapte. Fiindcă este ora 1 noaptea și copilul ăsta nu a dormit de la ora 6 și nu vrea să doarmă. Nu vrea. Am încercat. În brați, pe picioare. În toate felurile posibile. It's a big no-no. Să-i pune rost. Revenită din confortul propriului meu țarc, pot să vă povestesc și despre primul eveniment din de 2 ani încoace, Ovidiu, când n-am mai fost la un eveniment. Mai din pandemie ultim. Cred că ultimul eveniment a fost unul de la Batist. Asta să vedem cum prindem niște lumină mai bună. Așa. Ultimul eveniment a fost unul de la Batist. Nu eram nici măcar însărcinată la acea vreme, cred, zic eu. Și abia acum am fost la un eveniment, l-am luat și pe Sebi, domnișorul aici este. Să-și se uite la mine cum vorbesc. Era un eveniment de la Roze Verite și a trebuit, am avut dress code să ne îmbrăcăm în roz. Mă rog, vă dați seama că dress code-urile astea nu sunt neapărat obligatorii, dar e drăguț să le respecti, că vizual e mai frumos. Și bineînțeles că noi, când v-am arătat imaginile acelea cu noi pe la Unirii, cu sacoșul de H&M în mână, nu știu dacă le-ați prins, era din cauza că am fost la ora 9 și jumătate, nu ieri, ci alaltă ieri, ca să ne căutăm ținute roz. Pentru că, bineînțeles că noi, ca ce eu, cel puțin ca ce lady, sunt, n-am nimic roz în garderobă, bă, dar nimic. Adică am o singură cămașă, dar e cu mânecă lungă și era mult prea cald pentru așa ceva. Da, deci, cum să vă explic, copilul ăsta e peste tot. Și am fost și mi-am luat eu ceva roz, o fustiță foarte drăguță. O să vă inserez pe aici o imagine, cred că cu ea. Și Ovidiu la fel niște pantaloni roz pentru că nevoie. Și a fost super, super drăguț să ieși așa să mai vezi lume. Deși a fost într-un cadru foarte restrâns. Și tot așa vineri mai avem un eveniment la care mergem tot așa împreună cu Ovidiu și cu bebelul, fiindcă nu avem cum altfel. Este un eveniment la o firmă, ceva cu prăjituri keto. O să vedem și pe acolo despre ce este vorba. Și cred că săptămâna viitoare avem lansarea a ceva, o să vă zic după aia, pe urmă. Deci dacă asta ar fi tot pentru acest moment.
A fost foarte interesant, dar n-am putut să stăm foarte mult. Mami, nu băga telefonul în gură. N-am putut să stăm foarte mult pentru că abia începuse să se mofturicească, că era și foarte cald, era caniculă, fiind în aer liber evenimentul, vă dați seama că... Na, cât îl protejezi totuși. Eu mă întorc aici la bebelușul meu frumos și foarte agitat, care mai nou se ridică în genunchi, la marginea patului. Deci cred că pasul următor este să se ridice singură în picioare, neajutat. Și chiar sunt curioasă când o să se întâmple lucrul ăsta, pentru că înseamnă că trebuie să dăm patul cu un nivel mai jos ca să nu cadă, să nu se răstoarne din pat în cap. Deci da, v-am pupat, ne vedem mai încolo, o să vă mai arăt cadre cu domnul Party Pooper aici de față. Și ne auzim, pupii!